În fiecare an și ediția de anul acesta se bucură de participarea studenților care fac parte din 42 din școli generale și licee vocaționale din 43 de județe ale țării. Prin intermediul acestui concurs și anul acesta copiii au posibilitatea să-și demonstreze calitățile native din domeniul artelor plastice, evident, coordonați cu atenție de profesorilor de specialitate. Juriul a selectat cu foarte mare exigență lucrările premiate, care sunt și expuse astăzi aici la galeriile de artă, iar elevii sunt stimulați într-un mod modest, prin premii adecvate, astfel încât să fie încurajați să participe și la anul. Juriul este condus de cine? De doamna profesor universitar Salomonea, care a fost prezent zilele acestea, nu avea niciun dar, pentru evaluarea lucrării. Câte lucrări ați primit? Am afirmat mai devreme 800 de lucrări, care au fost expuse, dar cele premiate. Credeți că elevii trebuie determinați când se pripteze pentru Lucian? Inspirați autora lui? Din ziua de astăzi nu prea mai acceptă să fie determinați. Ei, în general, fac totul de bunăvoie, iar participarea lor în număr mare demonstrează respectul pe care, după atâția ani, îl arată Ștefan Lucian. Este dragostea pentru Lucian la fel de mare ca cea pentru Ionescu? E greu de apreciat. Eu sunt profesor de limba română și pot să afirm cu certitudine că elevii își respectă poetul național, cel puțin din activitatea pe care o desfășor la clasă. Ar fi bine să-i întrebați și pe colegii de la arte plastice în ce măsură copiii îl urmează prin tehnică, prin culoare, pe Ștefan Lucian. Un lucru este important de reținut, și anume faptul că între literatură și celelalte arte, artele plastice, muzică, există întotdeauna o relație deosebită. Mulțumim!